Orașul de pe Valea Carasul a avut ca oaspete de seamă pe istoricul Tahsin Jemil. Acesta a ales Medgidia ca loc de lansare a două volume extrem de importante pentru locuitorii Dobrogei. Lucrările însumează 1000 de pagini și cuprind o vastă paletă de informații referitoare la momentele istorice importante atât ale regiunii dintre Dunăre și Mare, cât și ale României. O lucrare foarte interesantă pe care mărturisesc că am citit-o cu sufletul la gură, aflând multe informații care au venit să completeze date despre istoria urbei, istoria orașului în care trăim. Despre domnul profesor, vă pot spune că s-a născut în 1943, la 21 septembrie, la Medgidia, a absolvit școala tătare din localitate și mai apoi liceul Nicolae Bălcescu din Medgidia. Este un fost absolvent al liceului Nicolae Bălcescu. Cariera domniei sale este legată de absolvirea Facultății de Istorie de la Universitatea Alexandru Ioan Cuza din Iași, unde a susținut ulterior și teza de doctorat. A fost arhivist în cadrul Direcției Naționale a Arhivelor Statului, cercetător principal la două institute importante, Adexenopol și din Iași, și la Institutul Nicolae Iorga din București. Evenimentul a fost moderat de profesorul dr. Adrian Ilie, iar printre invitații de seamă s-au numărat Valentin Ciorbea, Ecrem Gafar, Marius Furtună și Eden Curtasan. Profesorul Tahsin Jemil este un model și dacă vedeți aplica asupra acestor pagini, care sunt foarte interesante, unde am început un post student al nostru, și e tot din Medgidia, și Foma, apoi cu alți studenți și cu ambasadorul Vasile Scoare, care este și doctorandul domnului profesor. Mie este tătarul prin excelență. Dacă cumva l-am copiat în simțămintele lui, să știți că mă simt onorat și mândru. Și pentru că sunt tătar, ca și eu de-a lui, mă simt chiar mult. Copiii, pentru că vă adresez, e bine să vă alegeți modele. Dar să fie acele modele care să asigure fiecăruia din voi un viitor care să fie nu neapărat cunoscut, dar să fie plin de speranță. În mod, nu știu, curios, întâmplător, neîntâmplător, mai toți mari istorici ai turcii, de exemplu, sunt de origine tătară. Și nu doar acest lucru, dar sunt și foarte longevivi, adică toți trăiesc până la cel puțin 100 de ani. Și același lucru îi doresc și domnului profesor și așteptăm, cum să spun, eu sunt, aștept cu nerăbdare și alte surprize, alte cărți și cred că încă avem mare, mare nevoie de domnul profesor și avem foarte multe lecții de învățat. Se pare că această carte totuși a avut o popularitate sau are o popularitate mult mai mare decât m-am așteptat eu când am proces la scrierea ei. Mă bucur pentru această popularitate a cărții, dar aș fi foarte satisfăcut dacă din această carte unii tineri ar avea ceva de învățat. Nu vreau să repet ceea ce a spus domnul profesor în legătură cu viața mea. Se pare că această viață este una reușită. Tocmai de aceea am avut curajul ca să vă împărtășesc și în același timp această reușită totuși nu s-a obținut atât de ușor. Profesor universitar, deputat în Parlamentul României, ambasador al României în Azerbaijan și Turkmenistan, dar și cercetător neobosit în arhive, Tahsin Jemil propune în noile sale lucrări o abordare diferită a istoriei românești din ultima jumătate de veac.
Sunt două volume scrise cu sufletul. Sunt două volume care scot în evidență o parte a istoriei orașului, o parte a istoriei Dobrogei, o parte a istoriei naționale. Dar sunt două volume care aduc în prim plan aspecte mai puțin cunoscute din viața domnului profesor. Din punct de vedere diplomatic, aceste volume reprezintă un foarte important moment al relațiilor pe care România le-a stabilit cu Azerbaijanul și Turkmenistanul. Megidia, acest mic târg dobrogean, a dat României și culturii universale câteva personalități, dintre care aș remarca și pe domnul ambasador, profesor universitar dr. Tahsin Cemil, care astăzi a lansat la Liceul Nicolae Bălcescu o lucrare autobiografică pe drumurile istoriei, o lucrare care tratează probleme de istorie, viața dânsului, dar este în primul rând o realizare scriitoricească foarte reușită, domnul profesor nefiind doar istoric, având și talent literar, și este o lucrare exemplu pentru tineret. Am ținut în mod deosebit să fac această lansare, cred că ultima, în liceul în care am învățat eu. Dar clădirea liceului era în altă parte. Dar e bine și aici și să mă adresez copiilor, elevilor, pentru că contează ca ei să aibă un model dintr-un absolvent care a reușit întrucâtva în cariera lui. Ăsta a fost, de fapt, motivul pentru care am vrut să vin aici. Și această carte este exact modelul pe care ar putea să iei să găsească pentru ceea ce doresc să facă în viața lor. Nu toată cartea în întregimea ei, ci doar anumite lucruri de acolo, fiecare în funcție de posibilitățile și de construcția sa sufletească, poate să găsească ceva care să-i ajute să reușească în viață. Lucrările sunt publicate de editura Presa Universitară Clujeană și au mai avut parte de lansări eveniment la Cluj, București și Constanța.